Bună, bună, dragii mei! Eu sunt Dorel și astăzi continuăm seria noastră din Train Simulator România. Fraților, avem un scenariu pe ruta Brașov-Băile-Tușnad. N-am mai jucat de mult pe ruta asta. Într-adevăr, e pe timp de noapte, adică e ora 9 și 17 minute. O să se întunece, dar am zis să mai revenim asupra acestei rute. Vreau să zic acestui scenariu, aceste rute, pentru că e destul de frumoasă ruta și n-am mai jucat de mult, așa cum spuneam. Ideea e că nu mai am scenarii pe timp de zi, nu au mai făcut nici unii și am zis, bă, asta e, hai să jucăm ce avem și mergem mai departe. Așadar, pe timp de noapte, plecăm din Brașov, să cuplăm vagoanele din gară, după care ne îndreptăm spre Băile Tușnad. O singură oprire vom avea, la Sfântul Gheorghe. Nu e un scenariu foarte complicat, dar vom juca cu induși și încercăm să ne ținem de restricții. Adică să jucăm cât se poate de realist. Hai să vedem cum ne descurcăm, sperăm să nu avem parte de incidente și să fie toată lumea fericită. 106 este locomotiva de astăzi, o locomotivă ce aparține de depoul Timișoara. Se dă drum. Pentru manevră. Căldura nu dăm drum acum. Indușii active, așa cum spuneam. Noi suntem ready, putem pleca. Chiar îmi era dor de ruta asta.
avem un task aici la ieșire din depo, trebuie să ne oprim un pic, chiar dacă nu avem, chiar dacă avem liber la manevră. O să ne oprim doar ca să facem task-ul. Ați văzut că s-a schimbat, avem liber la manevră, dar ne vom opri doar ca să facem task. Avem liber așa, da? Ne așteaptă vagoanele acum. Schimbă postul de conducere, încarcă pasagerii, plecarea este la 21:30. Avem 3 minute. Astea sunt vagoanele noastre. Hai să dăm drumul la călători.
oprim ventilația un pic. Dar știi care e faza? Ar trebui să schimb pantograful ăsta. Vă știți de asta? Ar trebui să-l schimb, dar stați așa un pic. Să vedem cum procedăm. Că nu mai știu exact. Da, nu mai știu. Cum era? Cumva era, dar nu mai știu cum. Cât lp parcă ia. Ce dracu, mă, dacă nu mai știu eu, cine, Doamne iartă, mă, mai știe? Hai să ne mutăm și noi în partea cealaltă. Gata, rezolvat. Ne drum și la încălzire tren. Și cam asta e. Sunteți gata? Plecăm, tata, plecăm. Așa. A reglat și eu un pic camera. Dar știi ce n-am făcut? N-am cerit aprobarea. Uite că o avem. Bă, dar are câteva vagoane de merge așa de greu. Pleacă greu de pe loc. Cam lasă de dorit, dacă mă întreb pe mine. Fără faza lungă nu vezi nimic în față.
e nici beznă. Dar oricum, nici ziua nu e. Așadar, prima oprire la Sfântul Gheorghe. Fără fază lungă nu poți să mergi. Da, ea n-au barieră. Cum a trecut ăla pe roșu, ați văzut? Până la ramă. Respectăm și V2-ul. Uite voi ăștia, s-au apucat de grătare pe câmp. Le e foame.
Nu avem oprire, doar că ne-a tras pe abătută. Probabil mai vine vreun coleg sau e linia ocupată. Cine știe. Avem limită de 30. Avem vreo câteva vagoane. Și mă miram eu de ce pleacă atât de greu de pe loc. De ce ne-a scos, ne-a băgat iar, dacă n-a trecut niciun tren sau dacă nu era linia ocupată. Sfântul Gheorghe, oprire la linia 2 avem, dar mai avem până acolo, vreo 20 de kilometri.
bag de zâmbă neutră. Ca fulgerul. Nu vezi nimic fără faza lor. Deci faza scurtă e degeaba. Restricție de 65. A trecut și restricția noastră.
oprire așadar. Trăiască Barosanu! Intrat pe 100 de km la oră. Sectorul de drum unde putem merge cu 100 de drum, de cale ferată. Ați înțeles voi ideea.
3 km ajungem la Sfântul Gheorghe. Nu știu ce se întâmplă, se resetează camera asta a mea. Și am ajuns la Sfântul Gheorghe. E adevărat, ne-a luat ceva, dar am ajuns. Nu, dar a mers în restricție, adică chiar a mers ok. Și a plecat adică. Să oprim lumina. Chiar n-am mai jucat de mult pe timp de noapte. Mi-era dor.
următoarea oprire și ultima, băi, Letușnat. Dar avem, avem de băgat pro. Ce liniște, se vede că e noapte.
restricție. Pod. Dacă viteză impus. Să urcăm la Baie de Tușrat. Nic nu se vede, nic. Ca noaptea, na. Așa e, noaptea. Ce vrei să vezi? Parcă aș fi vrut totuși luminile astea mai puternice un pic. Oricum, nici ca în TSV nu se văd. Adică, deloc în TSV nu se văd. Ai puțin de 20 de kilometri până la Baie de Tușrat.
Gheorghe, bă, băiatule. Ce frumos, ce frumos se vede. Iar nu văd. Iar nu văd să mă bată tata. Da, dracu să fie. Restricții de 60. Poliția a oprit un fost cu căruță de lemne, bă, bă, ești nebun. Nu dorm ăștia, bă.
bezna, bă, bezna, nimic. Nimic nu se vede. Kilometri până la Băile Tușnat. Acolo unde noi ne și terminăm tura. Se aude afară. Nu
parte lampele pe spate, dar n-am lumină. Că mai finalizăm un scenariu cu Indus activ, cu mers în restricție și tot acumul. Asta e bine, nu? Zic. Am ajuns și la băile Tușnat. Gata, boșilor. Caz rezolvat. Am ajuns cu bine. Ce să zic? Mi-a plăcut. Chiar mi-a plăcut. Sunt sigur că s-ar fi putut și ceva trafic, dar eu sunt mulțumit că, bă, sincer, îmi era dor. Da. Fraților,
Sper că v-a plăcut și vouă, nu uitați de like, nu uitați de share și bineînțeles să vă abonați. Cam atât a fost pentru astăzi. Să aveți o seară bună. La revedere!